timpul de astăzi s-au întâmplat foarte multe chestii. Și începem cu faptul că am găsit un BMW similar cu al meu. Am dat de oameni amuzanți. V-am prezentat BMW-ul, am făcut cunoștință cu un tip super tare. Salut, Sabin, încântat. Și am făcut și o liniuță. Scrieți în secțiunea de comentarii cine credeți că a câștigat. Și dacă nu sunteți zgârciți, dați voi un like, frate, și abonați-vă canalului, pentru că vin cu content marfă, mult și bun. Ăsta e un vlog foarte spontan, nu mă așteptam să fac vlog la ora asta. Dar avem aici mașina mea, da? Ne punem puțin pe ea. Punem mâna aici, că așa mi s-a sugerat. Emblema, bate așa spre emblemă, în timpul asta. Bate BMW-ul ăla. Am înțeles. Eu acum filmez ceva și o să dau intro, dar o să fac asta. Un intro special pentru dumneavoastră. Vezi cum se vede. Și hai să apară în momentul de față lângă mine o a doua pisicuță. Gata, și în momentul de față le vedeți și pe amândouă. Bă, observați că sunt niște diferențe majore între ele. Mașina asta e mai joasă, mașina asta e mai scumpă, dar o să aflați și de ce e mai scumpă, pentru că probabil la prima vedere o să ziceți: "Frate, e aceeași mașină și o ai de două ori", dar e adevărat. Avem aici un invitat special, ia vino cu acea frate, te rog frumos, prezintă-te. Salut. Salut, Sabin, încântat. El este Sabin, oameni buni. Și noi ne-am întâlnit. Bă, nu știu dacă trebuie să stau cu coșat sau nu, dar o să iau camera în mână. Gata, cu cadrul static, că știu că nu sunteți obișnuiți în vlogurile mele să vedeți așa ceva. Suntem aici alături de Sabin și Sabin are o mașină foarte frumoasă, bro. E tare rău. Noi ne-am văzut acum o oră. Ne-am văzut pentru că mi-a scris el: "Hai să ieșim la o tură." Și am zis: "Bă, ok, tare, hai să ieșim." Doar că am avut o problemă eu cu mașina și n-am putut să ies. Și am mers, am cumpărat benzină, am mers, am pus, am făcut pana prostului. Ok, nu eu, un tovarăș de-al meu care mi-a condus mașina, dar nu mai spunem. Deci asta este mașina lui Sabin. Sabin, vrei să ne prezinți un pic? Este un simplu V6, la fel ca al tău, nu e mare acusare. Nu e vreun M3 să zici că vai, Doamne. Doar că este unul cât mai curat și OM. E curat, e OM, e lăsat și e super. Bine, mașina asta are un șchepsis, ok? La mașina mea, hai să vă arăt puțin upgrade-ul. Știți că e bara, am avut accident, s-a dus lipul. Aveți vlog pe canal cu jantele astea. Mă rog, acum nu sunt spălate. Am zis, nu mă așteptam să fac vlog. Dar vlogul pe care l-am pus înainte, în care mi-am pus jante de M3, îl aveți pe canal. Mergeți, uitați-vă și la ăla dacă încă nu v-ați uitat. Trapa o știți, spoilerul știți. Și o să urmeze ceva la mașina asta pe care l-are Sabin pe mașină. Nu vă spun dacă e plafonul. Vrei să le arătăm plafonul? Hai să le arătăm plafonul. Vrei să-l dăm jos? Îl dăm dacă vrei. Hai să vă arăt ce viitoare modificare aș vrea să fac la mașina mea. E greu rău? Nu, frate, tot frumos. Ah, ok, 3, 2, 1 și... Stai, stai, de mă prins mâna. Gata. E cam tare. Și opțiunea asta e de fabrică, nu? Da, este opțiune de fabrică. Mașina. Doar că eu am mașina sedan. A mea nu e gen așa de fabrică. Eu trebuie să mă ocup un pic cu flexul de ea. Nu știu dacă merită să fac asta sau nu. Lăsați-mi în comentarii sau dacă face vlogul ăsta, nu știu, 10.000 de like-uri, ne apucăm și o tem. Jantele, ce jante sunt? Stai, 32. Eu nu știu neapărat termenii ăștia și asta aș vrea să fac. Doar că momentan nu pot să fac asta, că am oglinzile de fabrică, gen. Și astea nu sunt oglinzi de pisică, nu? Nu, sunt oglinzile de 46. Nu știu cum o să fac conversia. În mare parte, cam așa aș vrea să arate și mașina mea la final, doar că eu am spoilerul ăla. El a zis că nu prea e din film la cabrio, dar eu zic că ar arăta interesant. El nu are același motor pe mașină cum l-am eu, el are un 1.8 care se aude veche rău, gen. Uite, și asta vreau să fac la mașină. Și nu știu dacă mașina mea o să aude așa. Mașina lui dă și flăcări. O să-i cer clipul. De fapt, am clipul în care dă flăcări și o să vi-l atașez după. E caldă mașina. Gata că se ia lumea de râi. Da, mașinile noastre sunt relativ similare, doar că el a apucat să bage mai mulți bani și să o facă clean. De cât timp ai tu mașina? 3 ani. Eu am mașina de 5 luni, gen. E un pic manțocărie ce am făcut eu. Din calculele mele, eu nu sunt un mecanic, ar trebui cumva să reușesc să fac să dea și a mea flăcări. Mi-a zis el că se poate, dacă nu-i pun bujie pe evacuare, ok? Nu o să zică nimeni nimic. Niște căluți în plus, 5, dați buni, să se audă șmecher. Cât pot eu, atâta fac. Hai să vă arătăm și spatele mașinii, dar bă, nu-mi place, frate, că stați aici și nu veniți după noi. Hai după noi. Mașina în spate, super, pentru că e cabrio. Deci, deși are aia de metal, mașina are și pânză. Bun, în spate ce avem? Avem 4 evacuări. O traseu de evacuare gol. Inox ca padă, cum s-ar spune, pe românește. Bine, poliția dacă vede asta, nu e, are catalizator, are tot ce trebuie, nu? Așa vine. Hai, de fabrică. Stoc. În cazul în care întreabă registrul auto român, stoc. Nu am luat nimic la mașină. Am luat-o cu cadrul ăsta cu tine. Nu vrei să știi ce penal se vede mașina mea în spate, gen janta aia cu spoilerul ăla, nu. Momentan nu se pupă, dar credeți-mă că mașina mea o să aibă o culoare tare rău de tot, de-abia aștept să vă arăt. Și aici în spate mi-a zis el că mai are un difuzor de ăsta. Difuzorul acesta nu este de fabrică, original, pentru că el, modelele acestea nu vin cu evacuare și pe stânga și pe dreapta. Însă, nebunia mea, să zic așa, a fost să am și pe partea dreaptă, deoarece toate erau standard, toate aveau doar pe stânga. Eu am vrut să fie o idee diferită. Da, nu știu, deci mașina lui mi-a tras foarte mult atenția, plus că eram în Cosmopolis, am mers cu că aveam niște treabă. Și mergeam în drum spre casa lui și el mi-a scris pe Instagram, gen, văzuse mesajul și am zis că o să-i răspund după. Mergeam prin cartier, am văzut mașina și am zis: "Bă, vere, asta nu e mașina lui băiatul ăla de mi-a scris el mie." Tu ești la facultate. Da, ce facultate faci?
La Marina, la Constanța. Bani mulți în final, bani mulți rău de tot. În interior, avem un interior, vreau să zic similar, dar o să vă mint, că nu e similar. Nu e aceeași chestie, vino încoace că eu nu știu ce să prezint aici. Deci eu văd acum așa, volanul diferit, ai două butoane aici, hai să vă arăt și vouă. De ce volanul diferit? Două butoane aici, unul le-am pe astea. Era două butoane de care ai spus tu acolo de la blocul de lumini, sunt proiectoarele, pe față și pe spate. A, ok, eu am doar un buton, dar nu merge, dar... nu se apasă. Ce sunt astea? Acolo sunt 5 butoane. Două, alea două de pe dreapta, geamul față, geamul spate. Pe stânga avem 3 de data asta, avem primul buton, geamul stânga de la șofer, ăla de jos de tot este geamul de pe spate, cel din mijloc este ca să ridice. Coboară și urcă mașina. Nu. Cum era? Era bine, dar încă n-am era. Totul ăla din mijloc este ca să ridice și să coboare toate patru geamurile dintr-o bucată. Tare, are sens să nu te chinui acolo. Mai ai aici niște butoane, eu nu le am și mai e și chestia asta pe care nici eu nu am, dar am înțeles că pe aia pot să o cumpăr. Am înțeles, eu încălzire în scaune n-am, bă, dar hai să vă arăt un pic și mașina mea, că bă, parcă prea vorbim de lui, prea o lăudăm. Avem ce lăuda, dar nu contează. Bă, îmi place rău, nu știu. Uite cât de joasă e față de a mea. Deci ai o suspensie reglabilă. Da, nu știu, e superbă. A, uite, mai văd ceva. La mine e cu portocaliu acolo, la tine e cu alb. Cum ai făcut asta? Sunt depinde de pachet. La mine e pachetul cu astea clare. Tu le ai toate portocaliile, deci și pe spatele ai portocalii. Uite, tu ai proiectoare, eu n-am. De asta n-am nici butonul. Dar eu am spoiler și tu n-ai. Da, corect. Aici te-am făcut. N-ai ce să zici. La mine mai e o diferență. Dacă intrăm în mașină frumos, avem volanul ăsta. Nu o să stau să fac acum un clip în care vă prezint mașina mea, pentru că ați văzut-o deja. Dar între timp a început să mai încadă bucata asta de plafon, dacă vă interesează. Mă gândeam ori să-l dau jos cum se dă a lui, gen, băgăm un pic flex în ea. Dar nu, am zis că vreau să fac proiect, vreau să o fac tare. Bă, iubesc mașina, să-mi place maxim. Și de asta încă nu o schimb. Și dacă nu, eu mă gândeam să-i punem steluțe. Acum vreau să vă știu părerea voastră în comentarii și vreau neapărat să-mi scrieți ce culoare vreți să facem mașina. Vă întreb asta pentru ultima oară, pentru că cât de curând urmează să îi facem culoarea mașinii. M-am gândit că o să vă placă ce o să facem acum. Nu prea mai e lumina bună afară, dar da, bine, fii atent. Am un buzunar, 1000 de lei cash. Facem o liniuță. Așa să te vezi și pe cameră. Facem, da? Facem. Tot 1000 la mine. Cu bani așa în buzunar, fără portofel, fără nimic? Fără tată, nu mi-e. Eu am scos înainte, dar nu, bine, glumesc, mi-a dat băiatul ăla. Chiar mi-a dat băiatul ăla. Suntem pe un spațiu special amenajat, nu punem viața nimănui în pericol, totul e safe. Suntem în Germania. Facem o liniuță, câștigătorul ia tot. Ia atent, eu ți-i dau ție, nu că-s banii tăi, banii lui sau ceva, sunt banii mei. Te facem și pariuri, bă, nu faceți pariuri, copii. Îi dăm. Gata, am pregătit aici cursa. Hai să vedem de ce-s capabile mașinile. Când vrei tu, dă-i claxon și plecăm! Bă, sunt în fața lui! M-a luat, mă! Vezi că ai cam câștigat! Hei, prieteni, uitați-l pe robinet! Hei, salut! Dă-și mie 100 de lei să-i dau, 1000 de lei. E mai greu, băieți, cu bugetul. Ăștia sunt ai tăi. Mulțumesc, Robert, că mi-ai dat banii ăștia pentru filmare. Băieți, nu aveți încredere în nimeni. Mi-am pus toate alocația pe 5 luni pe el. Băi, eu am încercat. Te pup. Nu-ți dau banii înapoi, pe bune, că gen, sunt la el. Ai lui sunt. Ți-i dau eu altă dată. Ți-i dau pe Revolut. Bă. Și cam asta a fost cu vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu-ți dau cu ce ceva asta neapărat, dar... Abonați-vă! Check it.